Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Continuăm emisiunile electorale. Astăzi, acum de la această oră, în studioul Capital TV se află doi reprezentanți ai Partidului Național Liberal, organizația din Lupeni. Este vorba de candidatul la funcția de primar pe data de 27 septembrie, domnul Cristian Roșu. Bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Și de profesorul de istorie de la Liceul Teoretic Lupeni, domnul Dan Daniel Tănase, care candidează pentru funcția de consilier local al organizației PNL Lupeni, tot la alegerile de duminică. Bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Am zis Liceul Teoretic, acum este... Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni. Să-i spunem și Mircea Eliade, că așa e frumos. Da. Unul dintre cele mai bune licee în momentul de față din județul Hunedoara, fără doar și poate, în funcție de performanțele și rezultatele obținute de elevi și de cadrele didactice. Bun. Acestea fiind zise, să continuăm, domnule Roșu, discuția care am purtat-o cu toată perioada acestei campanii electorale. Da, și am lăsat-o ultima oară, dacă mi-aduc bine aminte, la partea cultură-sport. Da. Și aș vrea ca aici să vă întreb foarte direct dacă în Lupeni credeți că acest capitol, cultură-sport, a fost atins sau este atins. De ce spun asta? Întrebându-mă și de anumite lucruri care lupenenii, cu care lupenenii erau obișnuiți, mă gândesc la meciurile de fotbal, mă gândesc la meciurile de rugby. Credeți că aici s-ar putea face mai mult? Sigur, dacă vorbim despre sport, avem o istorie bogată în orașul Lupeni. Am avut, așa cum am spus, și fotbal, am avut și rugby, am avut și handbal, și basket, și tenis. Am avut tenis de masă. Da, ne-am gândit la lucrul acesta, e nevoie în orașul Lupeni de așa ceva. Din discuțiile pe care le-am purtat cu cetățenii, se simte această nevoie și mulți cetățeni au cerut să facem ceva în acest sens. De aceea ne-am și gândit, dacă vorbim strict de sportul de performanță, chiar am plăcerea să anunț că suntem într-o discuție destul de avansată cu câțiva oameni profesioniști din domeniul fotbalului, în mod special, impresari de fotbal și oameni care sunt pasionați de asta și doresc să investească în acest domeniu, pentru că vrem să revigorăm partea asta de sport în Lupeni și partea de performanță sportivă în Lupeni, pentru că beneficiem de o bază sportivă destul de bună, care cu câteva îmbunătățiri poate să facă față unui nivel ridicat de performanță la Lupeni. Prin asta ajutăm și tinerii din Lupeni care vor să practice sportul, fotbalul în mod special, și pot să rămână în continuare în oraș, nu vor fi nevoiți să plece în alte părți. Și sperăm să revigorăm partea aceasta de activitate cu investiții, cu oameni, cum am spus, care vor să vină alături de mine și alături de echipa PNL și vor să deschidă un front de lucru pe partea aceasta de activitate. De asemenea, vrem foarte mult să sprijinim tot ceea ce înseamnă, în momentul de față, sportul pentru copii din oraș. Sunt câteva grupe de copii care practică sportul și știu că e destul de dificil să contribui. Și fiul meu a practicat fotbalul și cu contribuții lunare, financiare și cu efortul din partea părinților sau bunicilor, și vreau să venim în sprijinul părinților în acest sens. Știu că acum se contribuie financiar cu taxă lunară dacă copiii doresc să practice sportul în Lupeni. Eu cred că este important ca sportul să fie susținut de primărie pentru a ajuta oarecum părinții din Lupeni să nu mai fie nevoiți să plătească această taxă lunară. Deci primăria poate susține în integralitate practicarea acestui sport.
De asemenea, bazele sportive, mă refer la terenul de fotbal de la Stadionul Mineru, cât și sările de sport din oraș. Multe, că să aveți teren și trebuie la copii, liceul industrial. Da, da, da. Trebuie copii nou, să... Aveți preparatorul. Deci sunt baze sportive, trebuie doar... Da, trebuie copiii să aibă acces liber și neîngrădit, copiii tinerii, să aibă acces liber, fără taxe, la aceste baze sportive, pentru că așa putem, prin sport, de fapt, avem grijă și de sănătatea oamenilor, pentru că știm cu toții, făcând sport, ești un om mai sănătos. Deci avem proiectul ăsta mare de performanță, cu tot ceea ce va însemna revigorarea sportului de performanță în Lumpeni și sportul pentru tineri, pentru copii, pentru că e nevoie nu neapărat de performanță, dar este nevoie așa, să copiii să practice sportul și noi să ajutăm pe părinți să-i susțină pe copii, pentru că nu toți părinții din Lumpeni își permit să plătească taxe lunare pentru practicarea acestui sport. Și de aceea sunt convins că prin primărie lucrurile acestea se pot regla foarte ușor și vom putea să încurajăm practicarea sportului în Lumpeni. Și pe linie culturală? Pe linie culturală vom continua toate activitățile care s-au desfășurat până acum în Lumpeni, vorbind de spectacole de teatru, vorbind de concerte de muzică, vom susține în continuare tot ceea ce înseamnă partea aceasta de cultură. Contrar celor spuse și afirmate de domnul Răzmeriț în diferitele emisiuni la care apare, PNL a susținut întotdeauna cultura, PNL a votat tot timpul pentru cultură. Mai mult decât atât, a fost promotorul unor proiecte de hotărâre în Consiliul Local legate de cultură, chiar PNL Lupeni a propus aprobarea proiectelor de hotărâre care se referă la activitățile culturale în oraș la începutul anului, astfel că putem ști din luna ianuarie până la decembrie, în fiecare lună, ce evenimente culturale se desfășoară în municipiul Lupeni. Deci, n-ați votat împotrivă niciodată? Nu, n-am votat. Am votat, tot timpul am votat pentru proiectele culturale, pentru tot ceea ce a însemnat cultură în Lupeni, pentru tot ce a însemnat sport, avem nenumărate proiecte de hotărâre, am inițiat în sprijinul cluburilor sportive din Lupeni. De exemplu, chiar am propus, la inițiativa noastră a fost, pentru Clubul Dinamic, cred că de câteva ori am avut inițiative în Consiliul Local Lupeni, prin care am solicitat sprijin pentru clubul respectiv, astfel încât copiii să poată participa la diferite competiții naționale sau să beneficieze de echipament sportiv. Suntem 5 consilieri PNL care și-au făcut treaba față de cetățeni, și-au făcut treaba onest, cu responsabilitate, cu implicare, cu respect în primul rând pentru cetățeni și cred și sunt convins că în Consiliul Local PNL este în continuare de consilierii PNL, pentru că dacă o să dăm puterea în mâna unui singur partid care va avea supremație totală în Consiliul Local, fără să există o voce a opoziției acolo, atunci vom face o mare greșeală, pentru că ne apropiem spre un totalitarism, spre un fel de dictatură în care doar o voce se va auzi, iar lumea știe din experiența ultimelor ani că noi suntem vocea cetățeanului în Consiliul Local, pentru că, am repet, tot ceea ce cetățenii ne-au cerut, noi asta am făcut în Consiliul Local, am consultat de fiecare dată și am informat de fiecare dată despre felul în care se cheltuie banul public, despre ce proiecte de hotărâre au fost în ședințele de Consiliul Local și, repet, am mai spus asta în emisiune la dumneavoastră, susțin în continuare că este necesar ca toate ședințele de Consiliul Local să fie transmise live pe site-ul primăriei, astfel încât orice cetățean din Lupeni să poată vedea cum se desfășoară un consiliu local și cum votează un consilier sau altul. Suntem echipa de consilieri care avem cele mai multe luări de cuvânt în ședințele de consiliu local, luări de cuvânt pertinente, nu doar din dorința de a vorbi, pentru că noi suntem vocea cetățeanului în consiliul local și transmitem ceea ce ne solicită cetățenii, ajutorul în orice loc, de la montarea unei bănci în fața unei scări până la asfaltarea unei străzi. Tot timpul am transmis și am solicitat și suntem în sprijinul cetățenilor. Cetățenii se pot baza pe noi și prin vocea noastră dumnealor sunt auziți și este nevoie în continuare de noi acolo, pentru că lucrările care s-au făcut în oraș, lucrurile bune care s-au făcut în oraș, s-au făcut cu participarea noastră, iar fără noi ar fi fost greu de realizat.
și oamenii ne cunosc activitatea. Noi nu suntem partidul sau consilierii care apărăm o dată la 4 ani, doar în campanie, în luna aceea de campanie electorală. Noi în fiecare lună din ultimii 4 ani am activat, organizația noastră de partid a avut câte o activitate. Noi nu suntem un partid care își închide ușile la sediu și le redeschide peste 4 ani doar în campanie electorală. Noi suntem oamenii care sunt tot timpul în mijlocul cetățenilor, în legătură cu cetățenii, cu fel de evenimente pe care le facem, și suntem oamenii pe care cetățenii din Lupen se pot baza oricând. Da, domnule profesor, așa e, Lupeniu se îndreaptă spre totalitarism? Sperăm că nu. Unul dintre, eu așa am înțeles. Unul dintre, sperăm că cetățenii, prin votul lor din 27 septembrie, vor împiedica acest lucru, fiindcă unul dintre lucrurile benefice într-o democrație este alternanța la guvernare. Dacă un partid se eternizează la guvernare, sus sau jos, la nivelul unui oraș sau unui județ sau nivelul țării în sus, atunci nu e prea în regulă. De aceea aș adăuga la cele spuse de domnul președinte Cristian Roșu că este foarte bine să avem în continuare grijă de această activitate sportivă. Pe vremea când eram elev de liceu, sunt din Gorj, veneam la meciuri la Petroșani, fiindcă Jiu era în prima ligă, dar știam și despre Minerul Lupen, că era o echipă foarte tare, foarte bună de fotbal, și știam și despre rugby-ul din Lupen și din Petroșani și despre sporturile care, din păcate, practic nu mai există. Și acest sprijin real al autorității... Și la nivel de Valea Jiului, puteam da, spune. Da, da, da. Din păcate. Am și început cu Petroșani, da. Jiu Petroșani. Și ar fi cu atât mai benefică implicarea aceasta a autorităților locale, primărie, consiliul local, cu cât, din păcate, tinerii nu prea mai sunt atrași de sport. Îi văd pe elevii noștri, nici nu interesează nici să practice, nici să cunoască despre sport, și trebuie să găsim acele modalități să îi putem atrage către sport, și una dintre posibilități chiar foarte bune este aceasta, a unui sprijin și material până la urmă, adică să nu mai fie obligați tinerii care practică tenisul de câmp, de exemplu, să plătească, sau care practică fotbalul la nu știu ce grupe de juniori, iar să plătească. Da. Eu l-aș întreba pe domnul Roșu dacă nu cumva la nivel de Valea Jiului susținută o echipă, toate primăriile, care eventual să joace chiar și prin rotație, dacă, să zic, odată la Lupeni, odată la Petroșani, dacă, să zicem, lumea nu se înțelege și există chestiuni de patriotism local, că vezi, doamne, la noi nu vin și... Nu. Deci, făcut la nivel de primării, la nivel de oameni de afaceri din vale, știu, investitori, făcut o echipă fanion și care ar putea să numească Jiul Petroșan sau Jiul Minerul Petroșan, Jiul Minerul Valea Jiului. Dar nu, eu n-aș lăsa totuși brandul Jiul Petroșan. De ce? Pentru că este cea mai emblematică echipă care a jucat și în divizia atâta timp și totuși Jiul Petroșan cred că ar fi cea mai frumoasă emblemă, dar susținut de toată Valea Jiului. Oamenii aduși cu autocarele la meci, nu știu ce. Cred în ideea asta și o văd posibil atunci când Valea Jiului va fi un singur oraș. Tot a răzbătut ideea asta, știu că promotorul a fost domnul Riții și se discută în ultima perioadă despre Valea Jiului ca un tot, ca un singur oraș, cu un singur primar și cu un singur consiliu local, și cred că această idee este o idee foarte bună și este șansa de dezvoltare a Văii Jiului. Și spun, cred în această idee pentru că avem un precedent în sensul ăsta, ceea ce a spus dumneavoastră cu contribuția tuturor din toate localitățile, există precedentul anilor 90 când Jiul Petroșani era o forță, era susținută de sindicatele miniere la care contribuiau fiecare angajat de la întreprindere miniere din toate orașele Văii Jiului, nu numai din Petroșani, deși cei din Lupeni, și cei din Vulcan, și cei din Livezeni, și cei din Lonia. Și cu sumele respective a putut fi ținută echipa de fotbal în Liga 1 cu rezultate bune. La un moment dat cocheta chiar cu cupele europene, era aproape undeva acolo.
Și da, prin unirea forțelor cu siguranță se poate face acest lucru pentru în Valea Jiului într-o perioadă următoare. Dar trebuie urmați pașii aceștia de formare a noi, a orașului Valea Jiului, pentru că în momentul de față sunt destul de multe orgolii. Din 2024 încolo nu o să mai prea fie de ales. Credeți că va fi? Da, nu o să prea fie, pentru că va fi, s-a anunțat foarte clar, vor fi restrânse și numărul de județe, deci va fi, asta cere și Uniunea Europeană până la urmă, pentru proiecte, ca să-ți dea bani, să fie cât mai multă populație. Sigur. Și atunci județele, dacă vor fi comasate, se va mări numărul populației. Sigur. Și... Sigur, și eu cred în viitorul ăsta. Nu cred că se va mai putea din 2024-2025 încolo. Sigur. Și până la urmă cred că e bine, că sunt foarte mulți primari, sunt foarte mulți consilieri locali și astea sunt... Dar acum, într-adevăr, azi, acum nu se poate. Deci dacă astăzi nu se poate, va trebui discutat și vor trebui rezolvate ca în viitor să se poată, pentru că dacă acesta este viitor, acesta este trendul, va trebui să mergem înspre acolo și noi. Da. Domnule profesor, vorbeați data trecută de tineret, timpul se scurtase, n-ați mai apucat să spuneți ce aveți de spus și o să vă rog să vă reluați ideea cu tineretul, era ceva legat de cei plecați din zonă. Da. Vă rog. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să revin asupra ideii. Spuneam la precedenta emisiune la care am fost prezent că este o mare problemă de populare a Valea Jiului și ea se datorează în mare măsură faptului că tinerii pleacă și nu se mai întorc. Mai spuneam de asemenea că mi se pare că ne plângem doar de asta și avem, spuneam eu atunci, o atitudine contemplativă mai mult. Au plecat la facultate, mai știu de ei doar părinții și atât. Și aș accentua această idee că ei se simt cumva orfani în raport cu marea comunitate care este municipiul Lupeni sau oricare dintre localitățile din Valea Jiului, pentru că această legătură nu se prea mai păstrează, ca să nu zic că dispare cu totul, și atunci ideile pe care le punctam atunci, pe care doar le reamintesc acum, ar fi una că se poate pe site-ul primăriei să existe o bază de date a acestor tineri, preluată fiind foarte simplu de la licee, pentru că noi cele două licee avem o astfel de situație pentru fiecare an cu absolvenții, ce s-a întâmplat cu fiecare în parte. Pe de altă parte, cât mai multe informații despre ceea ce se întâmplă în municipiul Lupeni și în felul acesta tinerii se poate să țină legătura cu orașul de unde au plecat și să simtă, repet, că această comunitate lupeneană nu i-a abandonat. Și cred că mulți dintre ei s-ar întoarce. Eu am multe exemple, fiind profesor și fiind profesor la liceu, uneori și diriginte, am văzut astfel de situații. Copiilor, elevilor, adolescenților le place orașul, le place mediul natural în care trăiesc. Am avut o revelație, pot să spun, a fost așa un moment aparte. Acum un an și ceva, în vacanța de vară din 2019, am fost cu un grup de elevi într-o excursie prin Viena. Și acolo, cineva dintre ele, chiar acea elevă faniona a municipiului, Diana Rusu, multiolimpică la istorie, în sfârșit performantă și la bacalaureat cu media 10, a spus odată, era cam pe finalul excursiei noastre, am stat vreo 4 zile acolo, da, e frumoasă Viena, dar mi-e dor de Lupeni. Și asta m-a uns pe suflet și cred că e un foarte bun semnal de la un elev, de la o persoană relevantă pentru modul în care gândesc tinerii. Da. Domnule Roșu, da, zicem, dar ce facem pentru tinerii ăștia? Că așa tot zicem, că ne pleacă, că nu ne pleacă. Dacă dumneavoastră și echipa noastră, să zicem, ați reușit să preluați frâiele în urma votului, la ce v-ați gândit pentru tineri? Ce ați putea să faceți pentru ei mai mult ca să fie atrași să rămână? Știu primul pas care trebuie făcut. L-am tot spus în emisiunea dumneavoastră, data trecută, acum două dăți. Pentru mine este foarte clar că trebuie schimbată mentalitatea. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, modul de abordare în relațiile cu cei care ne pot ajuta din acest punct de vedere, adică dintre cei care pot trimite investitori înspre noi,
în relația cu omul de afaceri care ar fi interesat să vină în Lupen să-și deschidă o afacere și foarte important să îi ajutăm pe oamenii actuali care în momentul de față investesc în Lupen, care au afaceri în Lupen, pentru că ei trebuie sprijiniți cel mai mult, pentru că ei sunt primii care sunt cei mai apropiați de noi în acest moment. Acolo sunt locurile de muncă, acolo muncesc cu poartă din cetățenii din Lupen și oamenii aceștia trebuie ajutați din absolut toate punctele de vedere. Am vorbit emisiunile trecute în modul în care trebuie ajutați, știm lucrul acesta, dar trebuie să ne schimbăm mentalitatea, trebuie să ne schimbăm să fim primitori, să fim oameni care știm cum să ne primim oaspeții, nu să ni se ducă vestea că suntem oameni care îi așteptăm cu puși pe harță, cu flancați, cu mașini, dacă vine cineva care nu este de la partidul nostru sau care vine, dacă vine cineva care nu ne împărtășește neapărat ideile. Trebuie să fim diplomați, trebuie să fim niște oameni care știm să ne comportăm, să fim civilizați, să ne comportăm cu cei care vin. Oamenii în general din Lupen sunt niște oameni pașnici, sunt niște oameni formidabili și de aceea îmi și iubesc orașul, pentru că îmi iubesc oamenii de acolo și știu că sunt oameni buni, dar exponenții, cel puțin exponenții politici, o parte din ei reușesc oarecum să strice această imagine prin atitudinea răutăcioasă, prin atitudinea mereu pusă pe harță, prin răutatea sufletească care răzbate și asta se transmite și altora. Am mai spus data trecută, repet acum, chiar mi s-a întâmplat să fiu după evenimentul când a fost domnul Vela în Lupen ca urmare a inundațiilor petrecute în luna iunie și știm cu toții ce s-a întâmplat atunci, chiar m-a sunat cineva și mi-a zis, bă, dar ce acolo e junglă? Deci cam asta e imaginea care a răzbătut dincolo de județul nostru. Oameni care nu au cunoștință despre ce se întâmplă aici au văzut la știri eveniment și m-au întrebat lucrul ăsta. Ei, ca să nu se mai întâmple lucrurile, trebuie să ne schimbăm mentalitatea și corect, să ne comportăm așa cum trebuie, ca oamenii să vină spre lucruri. Vă dau un exemplu concret, să-l discutăm. Familie tânără, proaspăt căsătorită, 20 și ceva de ani, ambii cu liceu terminat, unii chiar cu facultate, poate să fie, trăiesc cu părinții, își caută loc de muncă, se pare că nu prea își găsesc sau își găsesc niște locuri foarte prost plătite și foarte așa, care nu sunt pe calificarea lor în niciun caz, cum îi poate ajuta comunitatea, primăria, Consiliul direct, Local? Direct pe tinerii aceia nu poate. Asta înainte să ia biletul până la Viena, să nu mai da, zic. Direct pe tinerii aceia nu îi poate ajuta, dar poate ajuta pe cel care vrea să le creeze locuri de muncă, să le faciliteze tot ceea ce este posibil ca omul respectiv să-și deschidă acolo o fabrică cu 10 angajați, cu 15 angajați și iar tinerii de care a vorbit dumneavoastră să poată să găsească locul de muncă în orașul nostru, bine plătit. Iar șansa uriașă... Să facă un bloc, de exemplu, uriașă, să se mute și ei acolo, să plătească chirie, știu. A, lucruri din asta, bineînțeles, dacă vă referiți la blocul social, da, bineînțeles, se pot construi partea... Da. Dar înainte de partea socială trebuie să încurajăm foarte mult munca, pentru că este nevoie de oameni care să muncească, pentru că prin muncă își pot asigura traiul de zi cu zi, pot asigura viitor și copiilor și își pot asigura și o pensie. Trebuie pentru asta să promovăm mai mult decât partea asta socială, adică să facem în așa fel încât să le creăm locuri de muncă și oamenii să poată să muncească, să se întrețină singur. Deci ajungem la problema locurilor de muncă. Pentru că așa vom ajunge și la pensii mari, așa vom ajunge și la alte lucruri, doar prin muncă. Domnul Roșu, stimați ascultători, a ajuns exact la problema care se pune zilnic. Jurnaliștii sunt zilnic întrebați sau politicienii chiar zilnic întrebați. Ce facem cu locurile de muncă? Ce facem cu locurile de muncă? Deci de aici probabil pornesc, nu probabil, sigur pornesc toate. Toate, sigur că nu. Da, domnule profesor, pe linie de educație, ce credeți că ar mai trebui făcut în Lupen? Ce credeți că, de exemplu, s-ar putea întâmpla bun la liceul dumneavoastră? În plus față de ceea ce există. Pentru că tot așa, tinerii să fie cât mai bine pregătiți, cât mai în siguranță, apropo de pandemia asta. Și dascălii, bineînțeles. Școala, în general, nu doar liceul nostru, au luat măsurile cerute de autorități, în primul rând de cele sanitare, în această perioadă a pandemiei și mă adresez cu această ocazie și elevilor, dar mai ales părinților lor, să înțeleagă că toate măsurile care se iau în liceu, pe care
le ia fiecare profesor la ora lui nu sunt niște forme de represiune, ci sunt niște măsuri care au ca menire să le ocrotească sănătatea, să-i ferească de acest virus. Spun asta pentru că văd deseori reacții, din fericire la noi nu. Am început școala de o săptămână și jumătate și n-am observat să, n-am auzit, n-am văzut să fie un părinte care să vină să protesteze față de ceea ce îi se întâmplă copilului lui. Să ne credeți, dragi părinți, că nu le se întâmplă nimic rău în școală. Am și avut o discuție cu cineva, dar nu din școală, dintre părinți care încerca să blameze școala în general, nu mă refer la liceul nostru, pentru aceste măsuri. Și am explicat ceea ce am spus mai devreme și am recomandat să fie mai atentă persoana respectivă cu ceea ce îi se întâmplă copilului în cele 18 ore din 24 în care nu este în școală. Mai cred că liceul va avea viitor și are viitor în condiții în care, cum spunea domnul președinte Roșu, se va revigora activitatea economică, va crește numărul locurilor de muncă și asta va diminua și eu cred că chiar până la urmă va anula declinul demografic, fiindcă declinul demografic ne afectează și pe noi, de la grădiniță până la liceu, duce la scăderea numărului de clase și scăderea numărului de clase are implicații negative și pentru cadrele didactice și pentru toți cei care lucrează într-o unitate de învățământ. Însă mai cred de asemenea că ar trebui să promovăm mai mult performanța prin toate formele posibile și asta ar fi și o bună ocazie pentru liceul nostru să se facă mai bine cunoscut. De ce spuneți asta? Cum zărați că liceul nu, totuși nu-și etalează performanțele cum trebuie? Sau mai există loc de mai bine? Există loc de mai bine în privința asta. Nu aș vrea să detaliez prea mult, fiindcă nu vreau să fiu acuzat de cine știe ce partipriuri sau de pledoarii pro domo, mai exact. Dar cred că s-ar putea face mai mult, fiindcă, de exemplu, din păcate, în ultimii ani, nu prea mai primim la noi la liceu, nu prea mai vin la noi la liceu elevi de la Uricani. Erau perioade în care, acum 10 ani sau mai mulți, veneau foarte mulți elevi de la Uricani. Au și un liceu. Au și un liceu, dar retezat. Elevii de elită ai Uricanului, și știu asta pentru că m-am documentat mereu în ultimii ani, elevii de elită ai Uricanului ocolesc Lupeniu și merg mai departe către Petroșani. De exemplu, acum 2 ani, în anul școlar trecut, nu mi-amintesc exact situația, dar acum 2 ani școlari, din primii 10 elevi de la Uricani care au sărbuit clasa 8-a, doar 2 au venit la noi și ceilalți 8 au mers la Petroșani. Erau și vremuri în care la liceul nostru veneau cei mai buni elevi din Uricani și au fost situații, am avut elevi care au provenit de la Uricani și au luat așa, la mare medie la bacalaureat. De distanță, mică. Da, da. Cred că în privința asta s-ar putea... Deci s-ar considerați putea că este loc de mai bine? Da, este loc de mai bine, clar. În promovarea imaginii mai... Și foarte pe scurt, ce nu vă place în sistemul actual de învățământ? Că știu că sunteți un om care spuneți lucrurilor pe nume când... Ce nu vă place? Că n-or fi toate bune. Păi o parte din ce nu-mi place am menționat... În afară de asta. Tangențial, sigur. Vorbim de programă, de sistem, de știu eu... Sigur că și acolo sunt foarte, foarte multe discuții. Apropo de planurile de învățământ, de ce atâtea ore la o anumită specializare sau în anumit profil, așa mai departe. Dar discuțiile se poartă și la nivel central. Eram, de exemplu, la o olimpiadă de istorie, la o fază națională și era perioada în care, și asta o spun ca profesor de istorie, era perioada în care noi la istorie începeam să pierdem ore, la liceu mai ales, și am cam pierdut chiar multe. Și când se purtau discuții la nivel de minister, s-a pus această problemă și cei de la istorie, inspectorul general de istorie din minister, și-a susținut punctul de vedere, dar evident și ceilalți aveau punctele lor de vedere și atunci e greu să te armonizezi, însă ce nu-mi place, și asta o spun direct, nu-mi place faptul că deocamdată n-am ajuns acolo, dar sper să nici nu ajungem cu aceste așa zise obiecte transdisciplinare.
încât mă tem, dar sper să nu ajungem, repet, mă tem de asta, însă să nu ajungem ca istoria și geografia și mai știu ce să formeze un singur obiect, matematica, sau ore suplimentare, fizica cu chimia și cu biologia un singur obiect, cine îl predă și pe ăla. Chiar vedeam o emisiune în care era președintele Academiei Române, Eugen Simion, care spunea, domnule, dar aceste științe există din antichitate, cum pot să le desfințesc ca discipline de învățământ? Nu e normal. Deci sper să nu se ajungă acolo. Bun. Domnul Roșu, și cu asta terminăm capitolul învățământ. Că tot vorbeam de tineri, de sport, da? Păi dacă se reduc orele de sport, se reduc orele, istoria nu mai există, istoria românilor se învață sub, cum să zic, facultativ. Limba și literatura română, am început să scoatem o grămadă de scriitori care erau buni, nu mai apar. Sunt multe exemple, nu are rost acum să le înșir, dar lumea le știe și profesorii mai ales. Păi unde ajungem în ritmul ăsta? Wow! Despre subiectul ăsta, cel mai bine poate să vorbească domnul profesor, nu, pentru că e mult mai dreptățit decât mine. Nu pot emite pretenții că-s priceput în toate domeniile și mi-e greu să spun. Dar, ca să dau un răspuns la ceea ce mi-am spus, un popor care nu-și cunoaște istoria este un popor condamnat la pierdere. Deci nu avem cum să nu ne cunoaștem istoria, să nu învățăm despre istoria noastră și noi, copiii noștri, trebuie să ne cunoaștem, pentru că astfel putem repeta, să putem evita greșelile trecutului. Deci avem nevoie de istorie, avem nevoie de limba română, avem nevoie de absolut toate materiile pentru a putea ne dezvolta. Domnul profesor, poate să-mi spună ce s-a scos din istorie în ultima perioadă și ce nu se învață, ce nu ar trebui, de exemplu? Dar nu, acum nu facem istorie. Da, dar știți foarte bine că ce zic. Un singur lucru ar spune că nu mi se pare deloc în regulă și sunt 100% sigur că nu e în regulă faptul că la liceu nu există la nicio clasă în obiect care să se numească doar atât istoria românilor. Chiar și la clasa a 12, acolo unde se dă bacalaureatul, sunt și părți de istorie universală. Istoria românilor, ca obiect distinct și care să fie astfel numit, se mai studiază doar în clasa 8-a. Da. În alte țări nu se întâmplă asta. Știu. În alte țări pe care le luăm ca repere. Exact Franța, ce vă spuneam. Franța, de exemplu. Exact ce vă spuneam. Și capitolul monarhie pe acolo e cam... Da, bine, sigur. E cam făcut așa foarte la... Multe. Da, da. Regii n-au mai contat. Acolo nu. Acolo chiar s-a revenit spre normalitate față de perioada comunistă și de primii ani de după comunism. Dar mai sunt multe lucruri de schimbat. Bun. Cristi Roșu, echipa PNL, Hunedoara, Adrian David, de ce susținere, de ce ar trebui și lui Benemi să vă susțină? Da. Peste câteva zile, duminică, vom vota, vom merge cu toții la vot. Sper să număr cât mai mare, pentru că este important să mergem la vot. Destinul orașului nostru pentru următorii 4 ani, îl stabilim duminică, destinul județului stabilim duminică, oamenii care ne voi conduce vom alege duminică. Acum, pentru județ, la oraș e simplu, candidații noștri sunt pe listă PNL pentru Consiliul Local, eu sunt candidat pentru funcția de primar, sunt și primul pe lista de consilieri locali. La Consiliul Județean vor fi 4, duminică vor fi 4 buletine de vot, unul pentru primar, unul pentru Consiliul Județean, dar vor mai fi încă 2 în plus, unul pentru președintele Consiliului Județean și pentru consilierii județeni. La primar și la Consiliul Local este simplu, candidații PNL sunt sub sigla PNL și acolo este simplu de votat, oamenii cunosc. La Consiliul Județean și pentru președintele Consiliului Județean, candidații PNL candidează sub forma unei alianțe, o alianță formată din PNL, UDMR și PNC, susținuți de USR Plus și Forumul Democrat al Germanilor din România. Deci mai multe partide susțin candidatura domnului Adrian David pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Acesta este un lucru bun, pentru că nu mai sunt atât de multe partide cum erau înainte, 15, 20, 30 de partide, care fiecare cu câte un om apărea pe listele de vot și mai rupeau fiecare câte 200-300 de voturi. Acum
partidele s-au coalizat și marea majoritate îl susțin pe Adrian David. Adrian David, care vine și cu argumentul care nu neapărat este în alegerea unui om un argument suprem, dar este și acesta un argument, cu argumentul tinereții, cu argumentul elanului, cu argumentul forței de muncă, cu argumentul dorinței de a face lucruri pentru zona noastră. Și cred că lucrul cel mai important ca argument este faptul că este om al Văii Jiului, este născut aici în Valea Jiului și nimeni nu cunoaște mai bine problema decât din Valea Jiului decât un om crescut de aici. Că noi toți de la masă și dumneavoastră și eu și colegul meu cunoaștem probleme deci pentru că suntem de aici. Așa și Adi David le cunoaște și cu siguranță poate ajuta foarte mult localitățile din Valea Jiului, pentru că vrem nu vrem, împărțirea banilor se face la DEVA, Consiliul Județean este cel care decide fondurile care vin înspre primării. Și proiectele pe care primarii din Valea Jiului le vor avea în următorii 4 ani, cu siguranță vor fi susținute de Adrian David, pentru că este un om care chiar este aplicat asupra problemelor de aici și le cunoaște. Eu îl cunosc personal, sunt prieten cu el, o să-l votez cu mare drag, pentru că am mare încredere că județul se va dezvolta, iar Valea Jiului în mod special cu Adi David la președinția Consiliului Județean și de asemenea cu colegii mei din Consiliul Județean Hunedoara, o echipă foarte, foarte bună, o echipă, cunosc mare parte din echipa respectivă și sunt convins că vor face lucruri bune pentru județ și lucruri bune pentru Valea Jiului. Iar întorcându-ne la Lupeni, echipa noastră am prezentat-o, este arhicunoscută, noi suntem zi de zi în mijlocul cetățenilor și vorbim cu dumnealui, ne prezentăm echipa, oricine știe cine face parte din echipa noastră, este de departe cea mai bună echipă de consilieri pe care un partid o poate propune pentru cetățenii din Lupeni. Oamenii din Lupeni se pot baza pe noi pentru că, așa cum am spus, chiar dacă pare un slogan, suntem în slujba cetățenilor și așa am fost și așa vom rămâne, pentru că suntem cei mai apropiați de cetățeni. Noi suntem deschiși și vom fi tot timpul alături de cetățenii din Lupeni și vom ajuta de fiecare dată când dumnealor ne vor cere. Domnule profesor, 1, 2, 3. 3 chestiuni pe care credeți că lumea ar trebui să le vadă la Partidul Național Liberal. Da, scurte, nu? Că dacă facem istorie, da, terminăm emisiunea. Noi profesorii vorbim cam mult, dar o să... Vă referiți la Partidul Național Liberal? Deci trei chestii. În România? Da. Sau vorbim de Partidul Național Liberal în Lupeni? Nu, eu mă refer la PNL în general ca o mare familie, bineînțeles că cei din Lupeni la PNL Lupeni. Trebuie să precizăm, noi acum vorbim despre alegerile locale și e prea puțin important ceea ce înseamnă PNL la nivel național. Vom avea timp să vorbim despre PNL la nivel național peste 3 luni de zile la alegerile din decembrie, când vom putea discuta foarte da, mult. Da, eu sunt de acord. Însă, dar cine simte acum, se simte a fi liberal, mă gândesc să știți că nu așa, contează. Vorbim mai puțin politică în perioada asta, am un slogan de care îmi place și pe care îl tot repet, 99% muncă, 1% politică. Prea puțin facem politică în Lupeni. Noi când vorbim cu cetățenii din Lupeni, vorbim despre dorințele cetățenilor, despre ceea ce dorim să facem noi pentru ei și ceea ce dumnealor ne cer nouă să facem. Schimb întrebarea. 3 pentru PNL Lupeni. 1. Tot ceea ce s-a făcut de către organizația PNL și de către consilierii partidului nostru, sunt cunoscute aceste lucruri de către cetățeni, deci, cum a spus domnul președinte Roșu, suntem implicați, suntem alături de cetățeni, nu doar la nivel declarativ. Și nu doar din 4-4 ani. În fiecare lună din ultimii 4 ani am avut câte o activitate și am fost în mijlocul oamenilor, cu oamenii lângă noi. Da. Ba am avut la început de an școlar, am donat rechizite oamenilor care au fost nevoie. Ba am avut la inundații am fost alături de oameni. Am avut programe medicale prin care am făcut cancerul la sân pentru oamenii din Lupeni. Am avut programe medicale prin care am făcut verificări la ochi pentru oamenii din Lupeni. În fiecare lună a existat câte o activitate, adică repet, nu este un partid opac care își închide ușile după 27 septembrie și ne vom reîntâlni peste 4 ani la noua campanie electorală. Cum se întâmplă în Lupeni? De exemplu, sunt acum oameni care candidează în Lupeni care 4 ani în perioada asta nu au fost văzuți.
Deci cum este PNL-ul acum? Deci dacă, numai dacă mă refer, de exemplu, la candidații PMP, care acum 4 ani au candidat la România Mare, cu alți 4 ani, 8 ani în urmă, de la PDD sau de la alte, de la alte partide, care și tot schimbă din 4 ani astea. Noi suntem cei statornici care am rămas la PNL în slujba cetățenilor din Lupeni. Deci unul ar fi statornicia, da? Da, și... Al doilea. Aș sintetiza puțin faptul că nu vindem slogane, deci facem lucruri concrete și important de precizat că tot ceea ce domnul Roșu spunea... Nu vindem slogane, facem lucruri concrete. Da, și important de precizat și faptul că aceste forme de ajutor au venit nu din bugetul public, nu din bani publici, ci din contribuția important. Noastră. Și oamenii trebuie să știe lucrul ăsta. Și faptul trei acte... Acte sociale. Sociale. Partidul Național Liberal e considerat partid de dreapta, în sfârșit, dar nu intrăm în doctrină. Și pozionul cu 1 decembrie. Da, multe evenimente, lansări de carte. Recompensarea elevei olimpice rusul care s-a făcut de ani de zile. Deci toate astea nu s-au făcut din bani publici, să fie clar. Da. Ea a mai fost recompensată recent, dar din bani publici. Bun, mi-ați dat 3. Dacă discutam de PNL la modul general, probabil îmi dădeați 5. La parlamentariu. Da. Domnule Roșu, o sinteză a ultimilor 4 ani în Consiliul Local, dacă tot e să discutăm, mai avem 10 minute, 5 minute vi le acord ca să povestiți oamenilor ce au făcut consilierii locali 4 ani în Lupeni. Consiliul Local Lupeni este format din 19 consilieri. Care a fost 6 consilieri atunci? Sunt de la PSD, 5 de la PNL, 4 de la România Mare, 2 de la ALDE, unul de la UNDMR și unul a fost independent. În perioada aceasta de 4 ani de zile, oamenii, cei mai activi consilieri, cei care au luat cuvântul de fiecare dată, cei care au prezentat cererile cetățenilor, cei care au venit în sprijinul cetățenilor, care au solicitat, v-am mai spus, bancă în cartierul respectiv, parcare în cartierul respectiv, au prezentat cererea. Numai eu, de exemplu, am prezentat o cerere semnată de toți locatarii blocului 5 pe Bulevardul Păcii, care au solicitat o parcare acolo în fața blocului. Dar pentru că am prezentat-o, nu s-a făcut parcarea respectivă. Dar o să insist în continuare pentru parcarea respectivă. E, asta am făcut în acești 4 ani. Am reprezentat cetățenii acolo. Și am fost consilierii care am fost tot timpul alături de oameni din Lupeni. Am reușit foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri am reușit. Că nu au fost toate cu nu ca asta. Nu, am reușit foarte multe lucruri pentru că noi am reușit să ne impunem vocea pentru că am știut cum să o facem și pentru că tot timpul am fost atenți și tot timpul am fost bine pregătiți la fiecare ședință de consiliu. Avem colegi consilieri, de exemplu, care într-un mandat de 4 ani de zile, în afară de depunerea luarea de cuvânt la depunerea jurământului, eu n-am auzit să zic vreodată ceva. Consilieri de la, de exemplu, de la PSD. Știu vreo doi care n-au spus 4 ani de zile nimic. Deci, de asta este foarte important. De la dumneavoastră toți au avut... Toți cei 5 de fiecare dată au avut luări de cuvânt, au avut inițiative, și lucru foarte important. În afară de ședințele, să le explicăm cetățenilor. Ședința Consiliului Local are loc o dată pe lună, o singură ședință, în general, ședință ordinară, în general în ultima joi din ultima lună, din luna respectivă. De îndată, dar în afară de această ședință ordinară, mai sunt ședințe extraordinare sau ședințe de îndată care se anunță într-un timp scurt și trebuie asigurat cvorumul ca proiectul sau proiectele din ședința respectivă ca să poată să treacă. De fiecare dată, sau mă rog, aproape de fiecare dată, consilierii PNL au asigurat cvorumul pentru ședința respectivă. Fără consilierii PSD, nimic, nicio hotărâre de Consiliu Local nu ar fi trecut. Și niciodată nu am votat împotriva cetățenilor din Lupeni, niciodată nu ne-am opus la un lucru împotriva cetățenilor din Lupeni. N-am ținut cont că inițiativa vine de la PSD, că inițiativa, de fapt, numai de la PSD, că de acolo venea, că cei de la PRM erau tot PSD, toți patru erau de fiecare dată PSD. Păi, viceprimarul de la Lupeni mi spunea într-o emisiune că n-ați vrut să votați bugetul sau... Doamne, numai pentru buget. Numai pentru buget. Nu știu ce pe la chestiile culturale. La început de an, numai pentru buget, cred că numai Partidul Național Liberal, prin cei 5 consilieri, aveam câte 30-40 de amendamente numai pentru buget. Numai noi am cerut amendamente la buget.
Tot timpul am votat la început de an bugetul local, niciodată nu ne-am opus la aprobarea bugetului local. De fapt, banii cetățenilor, asta înseamnă bugetul, strânși de taxe și impozite, banii cu care s-au făcut în anul respectiv lucrările din oraș. Pentru că cetățenii au făcut lucrările, că banii sunt ai dumnealor, nu a dus nimeni bani de acasă. Toți banii sunt de acolo. Iar tot ceea ce s-a întâmplat, bun în orașul Pen, s-a întâmplat cu contribuția cetățenilor din oraș prin banii dumnealor, că nimeni nu a dus bani de acasă. Ce bugetul? Iar noi am... Câte bugetul pe un an, așa? Pe... Nu mai țin exact cât este bugetul. Undeva la ceva 13 miliarde, ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact, vă spun, nu noi. Pentru toate lucrările, noi am votat absolut tot ce a fost de votat. 300, totuși, dar mă rog, nu contează. Sau 200, nu mai știu exact. Pentru toate lucrările, noi am votat pentru, nu ne-am opus niciodată doar de dragul de a fi gică contra sau doar de dragul de a nu vota. Pentru că nu aveam interesul ăsta să nu votăm. Noi am fost un consiliu local, o opoziție în consiliu local, așa cum mulți primari și-ar dori, nu numai în județul ăsta, în toată țara asta. Deci cu noi s-a putut discuta, n-am zbierat, nu ne-am certat, a fost o liniște totală, noi ăștia patru, atâta doar că am ținut cont de cetățenii din Lupeni. Ba mai mult decât atât, la hotărârile importante, la proiectele de hotărâre importante, am cerut înainte de a participa la ședințe, întrebam cetățenii, mi-am făcut obișnuința chiar eu să întreb, pe pagina, de exemplu, mea de Facebook și întrebam, uitați ce o să fie pe ordinea de zi, cum ați vrea să votez aici? Un loc unde aveam dubii și nu eram foarte convins cum aș putea vota. Și am ținut cont totdeauna de ceea ce mi-au spus cetățenii. Iar după încheierea ședințelor de Consiliu, de fiecare dată i-am informat pe cetățeni și cetățenii lupeni știu ce proiecte de hotărâre s-au adoptat, cum s-au cheltuit banii publici, care au fost sumele pentru fiecare proiect în parte. Uite, la 5 minute, domnule profesor, vă las 2 minute să le spuneți oamenilor de ce trebuie să fie duminică la vot. Că putem face 1000 de emisiuni și să vorbim cât vrem, dacă nu vine lumea la vot, părerea mea e că rezultatele sunt slabe. Votul este un drept. În general, drept, nu doar la PNL. Votul este un drept, dar și o îndatorire cetățenească. Dreptul la vot a fost greu câștigat în toate țările și la noi și ar fi păcat ca o parte mare din cetățeni, sper că nu se va întâmpla așa, ca o parte mare din cetățeni, indiferent de vârstă sau de motive, dacă nu sunt motive chiar grave, să nu participe la vot. Este foarte important ca fiecare să contribuie la luarea deciziei și decizia fundamentală este cea care se dă în ziua alegerilor locale. De aceea îndemn pe toți cetățenii, aș insista în ceea ce privește pe cei tineri, ei par mai dezinteresați de viața politică, deși, pe de altă parte, tot ei sunt cei mai răzvrătiți și mai nemulțumiți de ceea ce li se întâmplă. Trebuie să ne considerăm cu toții cetățenii municipiului, fie că avem 18 ani, fie că avem 85 de ani, chiar dacă unii, să zicem, sunt studenți și deja au plecat la facultate, m-aș bucura dacă ar face drumul ăsta în weekend către orașul lor, orașul de domiciliu, localitatea de domiciliu și și-ar exercita dreptul la vot. Este momentul în care se iau deciziile, pentru că prin aceste alegeri locale se alege Consiliul Local, care este legislativul local, adică este Parlamentul municipiului Lupeni, și totodată primarul localității. De asemenea, este importantă deci, și... Deci, în concluzie, lumea la vot. Lumea la vot pentru dar că... Dar aș completa că dacă fiecare va păstra distanța fizică și își va pune masca, se va dezinfecta la ieșirea din secție, că există dezinfectant, evident. Nu are ce să se întâmple. Nu deci, există risc. Să fim serioși. Nu e risc mai mare ca și la o alimentară. Corect, da. Exact. Sau un supermarket. Risc zero nu există. Cam mai auzit și colegi, chiar jurnaliști, că e o crimă să îndemn să vină lumea la vot în condițiile actuale. Nu e adevărat. Și alte țări au părerea mea, dacă păstrezi regulile, cum mergi în alimentară, în supermarket, nu știu pe unde, cred că și la vot se poate merge. Fiecare își poate lua un pic de acasă, nu e nicio problemă. Și alte țări au făcut alegeri în perioada de pandemie, fie locale, fie parlamentare și, surprinzător, oarecum au avut prezență foarte bună, chiar mai bună decât în perioadele fără pandemie. Bun, ultimele 2 minute, domnul Roșu, camera e acolo, vă las să vă exprimați punctul de vedere dumneavoastră, cum doriți. Susțin și eu că e important ca cetățenii să meargă la vot.
și îi rog pe cetățeni să fie alături de noi, de echipa PNL, să fie alături de mine. Acum este foarte simplu. Toți cei care, bine, cei care votează PSD și cei care votează Resmeriță, clar ei vor merge pe partea asta, dar toți ceilalți au acum spre ce să se îndrepte, nu mai sunt atât de multe partide candidate, nu mai sunt atât de mulți candidați la funcția de primar. Și mai sunt vreo 50-60% de nehotărâți. Și cei nehotărâți, plus că acum e foarte simplu să alegi, știm activitatea contracandidaților noștri în ultimii 4 ani, am vorbit despre ceea ce înseamnă, de exemplu, fostul PRM care a migrat acum spre o parte spre PSD sau cum este domnul Napou spre nici nu mai știu spre ce partid, că deja atât l-a schimbat că nu mai știu spre ce partid este. E important că oamenii au acum alternativă să voteze candidații PNL Lupen, să voteze Cristian Roșu pentru funcția de primar și astfel vom putea să îi reprezentăm așa cum se cuvine pe cetățenii în Consiliul Local. Da. Domnilor, ce să vă spun, pentru că nu o să ne mai întâlnim, vă doresc ca și tuturor candidaților care vin aici baftă la alegeri și să ne vedem cu bine, să vedem ziua de 27 ce se va întâmpla, lupenenii vor decide, cum a zis și noastră. Aceasta a fost emisiunea de azi. Vă mulțumesc că ați venit în studiourile Capital TV și... Stimați telespectatori, vă doresc o seară plăcută alături de Capital TV. La revedere!